Hello tuturor și bine ați revenit la Cultur! Așa cum v-am promis, Monica Tatoiu răspunde în continuare provocării Cultur. Chiar acum! Rafa, ai legătura! Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați și tu pur și simplu nu poți să înțelegi de ce. Păi, eu nu pot să înțeleg de ce bărbații după 50 de ani alargă după femei tinere. N-am să înțeleg. N-am avut parte de genul ăsta. Deci, cred că sunt din ce în ce mai proști. Pentru că un om inteligent nu are nevoie numai de carapace. Un om inteligent poate să se uite la altă ființă umană și să devină permeabil conținutul. Dar dacă ești... Să cultive și altceva de acolo. Generația actuală de bărbați, ce m-am uitat eu la... Mărat Mare, 64 de ani, un șef de promoție, inginer, cu nu știu câte brevete. Niciodată n-am avut chestia asta. Dar între prietenii lui, 80% au divorțat. Și s-au căsătorit cu femei mai... Nu pot să înțeleg. Adică nu că eu am ceva, că... Nu pot să înțeleg cât de proști pot să fie. De ce să... O să vezi și tu. Da, nu pot să mă pronunț, mai am jumătate de viață până atunci. Să știi că vârsta la care începe să se întâmple devine comboară odată cu burnout-ul din viața voastră, că voi burnout mult mai repede decât noi. Da, da. Ce carte te-a marcat cel mai mult și ce îți place să citești? Măi, la început, pe vremea când cărțile erau 5 lei, eu citesc cam 6 cărți pe săptămână. Una, că nu pot să o iau dimineața și între... Când vin, tot timpul am o carte în geantă. Dacă stau la stop, am o carte în geantă. Bun. Acum nu mai pot să citesc astea de dezvoltare personală. I hate them. Pentru că sunt exact alea din comunism. Omul multilateral dezvoltat. Voi nu le-ați citit pe alea de pe vremea lui Ceaușescu. Oribile! Deci, am nevoie de fiction. Îmi place la Humanitas Raptul Denisei, da? Îmi plac cărțile alea mici, nu? Cartea de pe noptieră, da? Cărți. Citesc mai multe eseuri, citesc filozofie politică și cărți istorice. Nu mai pot să citesc de-astea cum au venit aia și a trecut de la islamism la... Nu mai pot. Sunt cărțile care sunt bestselleri, că le vezi. Da. Eu îmi cumpăr la fiecare două săptămâni vine coletul cu cărți acasă, de alea mai ieftine așa. Și vorbim, le dau mai departe. Dar literatura nu mai e ce-a fost. Eu am o carte clar de femeie, mie Romain Gary îmi place. Romain Gary e scriitorul. Ai citit ceva de el? Claire Dufam, să citești apropo de să înțelegi femeile. L-am pus pe Fimiu, o știe pe din afară. Așa. Îmi plac cărțile istorice pentru că citesc foarte multă istorie, pentru că geopolitica nu pot să o interpretez fără să știi istorie, pentru că istoria se repetă. Da. Și asta vă... Doamna ministru vrea să scoată istorie, geografie, să le... Pentru că mă transform în sclavi. Citesc foarte multă istorie, istoria Poloniei, am citit istoria Spaniei, ce interesantă istoria Poloniei, istoria Mongoliei. Dar voi încă nu. Voi acum citiți istoriile, cărțile alea cu sex, cu de-astea. Un sfat vă dă baba. Sexul nu se învață din cărți. Da. Și este o chestie de... un om, un intelectual, niciodată nu va avea probleme. Numai un... a luat... examenul de clasa 8-a cu 2. Ăla nu, ăla are nevoie să-l învețe cineva. Îmi cer scuze. Da. Faci mereu aceeași și aceeași greșeală? Fac o greșeală constant. În general, oamenii sunt mai așa, Fimiu, de exemplu, nu lasă pe oricine în viața lui. Eu, așa, și pe urmă încep, tac, 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 și pe urmă zic, bă, de ce nu mi-am eu dat eu seama ce jigod e de om e? Și asta o fac, și am 63 de ani și nu mă fac bine. Dar nu-mi pare rău. Așa am cunoscut o grămadă de elemente sordide ale lumii în care trăim. Care este cea mai mare frică a ta?
frica, ce se numără, cea mai mare chestia cu, am proteză totală, da? Am proteză de șoldul drept, am căzut la schi. Că într-o zi nu o să mai pot să schiez. Eu, deci pentru mine schiul este cel... Schiez de la 25 de ani și schiez câte o lună de zile, panta, de-alea, zi lumină. Schiul este... E un sport individual, eu nu prea sunt de echipă. Eu sunt șefă, ori nu sunt nimic. Așa am fost toată viața. Temperament, da? Ori momentul în care te urci pe schiuri și zbori, nu ca aia care merg pe placă și omoară oamenii pe pârtie, nu, pe schiuri poți să zbori. Dar să zbori ca într-un vals, ca într-o muzică de Bach. Deci poți să... Și când mi-a pus proteza la șoldul ăsta, după 6 luni de zile am schiat. Și acolo e o chestie de aia. Să nu mai pot să mă mișc, nu mai pot să alerg, de exemplu. Eu am călărit, am sărit, am făcut echitație de asta. Sunt lucruri pe care nu le mai pot face. Nu mai pot să urc pe munte. Și cu fiecare moment, când Robocop o să ajung până la urmă, sunt anumite lucruri pe care nu le mai pot face. Și știi ce nasol este să te gândești că sunt lucruri unde e dead end, deci intri pe niște culoare în care nu poți să te mai întorci, e care drum cu sens unic. Da. Asta e viața. De asta, bucurați-vă cât sunteți tineri și nu vă bateți joc de posibilitatea de experimenta niște lucruri acum pe care nu le poți face la vârsta mea. Da. Nu vă bateți joc de tinereță. Ha, zi! În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă? Cred cu tărie în Dumnezeu, eu n-am nicio dovadă fizică, că nu e, că sunt matematician, da? Dar așa ca și Blaise Pascal l-a descoperit la bătrânețe pe Dumnezeu. Deci, cred cu tărie că există un grup de indivizi care conduce lumea, n-am nicio dovadă. Cred cu tărie că există o forță care gestionează câmpurile în care se mișcă pământul. Și cred cu tărie că mai devreme sau mai târziu, deși n-am nicio dovadă acum, cei care au furat lumea asta o să plătească. Nu încă, dar o să vin. Da. Când se așteaptă mai puțin. Spune-mi un lucru ilegal pe care l-ai făcut. Am dat meditații din 1970, când din liceu dau meditații, până în 1995. Și n-am plătit taxe la stat. S-a prescris. Da, da. Și-am mai făcut și altele. N-am tras pe nas niciodată, dar am mai făcut alte chestii mult mai reprobabile. Ce regreți că n-ai învățat sau n-ai făcut la momentul potrivit? Știi ce? În momentul când vrei să ai performanță matematică, nu pot să spun doctoratul în matematică, n-am citit nimic. Am vrut să fiu number one și m-am canalizat numai pe... Îmi pare rău că n-am învățat economie, sistem bancar, partea asta de produse financiare, nu le înțeleg. Și îmi pare rău că n-am învățat suficient de mult IT. Eu sunt țoapă tehnică. Dacă eu nu știu să-mi schimb în telefon, aștept pe fiul meu de la 6 luni să-mi schimbe la corectorul care scrie sau, nu știu, da. Sa, liniuță, U, sau nu știu ce faci. Deci îmi pare rău că sunt două elemente și nu m-am updatat. Sunt țoapă tehnică și îmi pare rău că în anii facultății, când puteam să absorb mai multă cultură, am făcut numai matematică. Cu filozofia încă stau prost, adică nu sunt intelectuală. Și puteam să fiu, dacă nu... Așa. Aveți timp. Acum. Numai. După 60 ani. Trăiești din dobândă. Dacă ți-ai putea alege să trăiești pentru câteva zile într-o altă epocă, în ce epocă ai vrea să trăiești? 1930, la Paris. De ce? Anii nebuni. Foarte mișto.
Marele Gatsby. Da. Înainte de criza aia dureroasă. Perioada interbelică a fost cea mai frumă. Și în București, perioada interbelică a fost ceva. După aia totul s-a dus papa sâmbete. Zi. Ce responsabilitate pe care o ai acum ți-ai dori să nu o ai? Ce responsabilitate? Mie îmi plac eu sufer de lipsă de responsabilități acum. Mă plictisesc. Uh-huh. Da? Nu știu. Că nu trebuiască să curăț grădina când mi-am găsit grădinar, că trebuie să... Mie nu-mi place. A, nu. Știi ce să înțelegi? Îmi place să fac orice, n-am nicio problemă. Dar nu-mi place să repet. Mă plictisesc să repet. Sunt superficial. Și nu... Dar nu am nicio problemă. Ce minciună spui cel mai des? Oh, mulțumesc. Că așa m-a învățat mama. Okay. La cine nu trebuie. Da. Ce întâlnire întâmplătoare ți-a schimbat viața pentru totdeauna? Ceva întâmplat de mult, despre care nu pot să vorbesc, dar care m-a... Știi, când e ca și când te lovește cometa și treci pe o altă orbită. S-a întâmplat în 1979. Dar nu pot să vorbesc despre ea încă, că sunt persoane... Ok. Zi-mi trei oameni, în viață sau nu, cu care ți-ai dori să bei o cafea. Oule, nu mai trăiește Romain Gary. Dintre oamenii politici, Vladimir Putin, îmi place foarte mult. Și dintre femei, nevasta lui Macron. Hai, avem ce învăța de la ea. Spune-mi două reguli sau valori personale pe care nu le-ai încălcat niciodată. Oricât, și asta a fost o chestie în viața mea. Când ești tânăr, inima nu alege, da? Da. Niciodată nu am făcut o femeie să sufere pentru că eu să fiu fericită. Never ever. Deși pe mine m-a costat asta. Niciodată să nu desparți din dragoste un bărbat de familia lui. Mm-hmm. Și aici mulțumesc lui Dumnezeu, n-am călcat niciodată. Deși am avut ocazie.